Cea de-a cincea ediție a concursului de pescuit sportiv Crapul Rotarian s-a desfășurat sâmbătă, 26 septembrie, pe Balta, la Conac, din localitatea Putineiu. Concursul, devenit deja tradițional printre pescarii giurgiuveni, organizat de Clubul Rotary Danubius, atrage an de an tot mai mulți participanți. Anul acesta, 28 de echipe s-au înscris în concurs, înregistrându-se un record de participare. Anul acesta, locul întâi a fost ocupat de echipa Aegis Fishing Team, locul 2 de AMM Fishing Team, iar locul 3 de Anastasia Fishing Team. Ca și cantități, vă pot spune că locul 1 a fost câștigat cu capturi de valoare de 10 kg și 500 de grame, locul 2 8 kg și 150 de grame și locul 3 7 kg și 100. De asemenea, am înregistrat și o captură record pentru concursul nostru. Tot echipa Anastasia Fishing Team a obținut rezultatul cu un crab de 5 kg și 300. Ca orice concurs de pescuit sportiv, și acesta a avut ca și caracteristică relaxarea și distracția, peștele fiind eliberat după cântărire și fotografiile de rigoare. Fiind organizat de Clubul Rotary, concursul Crapul Rotarian are și un important caracter umanitar. Banii strânși din taxa de participare, 200 de lei, având ca destinație procurarea de calculatoare. De anul acesta s-a stabilit ca PC-urile care vor fi cumpărate să fie donate câtorva elevi eminenți individual pentru a răsplăti eforturile acestora. Începând de anul acesta, ele vor merge direct către trei copii cu rezultate foarte bune la învățătură, copii pe care clubul nostru îi va identifica cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean. Referitor la cea de-a doua acțiune, Promenada Inimii, președintele clubului Rotary Danubius Giurgiu a vorbit și despre importanța unui asemenea eveniment, care a adunat duminică sute de giurgiuveni și care a avut ca slogan "Noi ne-am pus inima la treabă, tu ce faci?". Unul dintre lucrurile foarte importante pe care cluburile Rotary promovează în general este prevenția bolilor și tratamentul acestora. Programul acesta a fost inițiat de Fundația Irlandeză a Inimii, cred în urmă cu 10 ani, dacă nu mă înșel, iar Clubul Rotary Danubius Giurgiu, împreună cu Forumul Național și cu Fundația Română a Inimii, a continuat și anul acesta programul. Evenimentul a participat oficialități locale, în frunta cărora s-a aflat viceprimarul municipiului Alexandru Vladu, membrii Clubul Rotary Danubius, reprezentanții Consiliului Local al Seniorilor, al Asociației Pensionarilor Militari, precum și giurgiuveni de toate vârstele. Scopul acțiunii de duminică îl constituie conștientizarea cetățenilor în ceea ce privește mișcarea în aer liber, sub toate formele ei, aceasta fiind medicamentul numărul 1 în tratarea bolilor de inimă. Au participat peste 300 de persoane, iar scopul lui este simplu. Statisticile ne spun că în România, cam la 30 de minute, un român moare din cauza unui infarct miocardic. Iar dacă nu mă înșel și mi-aduc eu bine aminte, unul din trei suferă de hipertensiune arterială. Cel mai simplu mijloc de prevenție al acestor boli este mișcarea.